Vedeți cum s-a întâmplat așa, că mult împrător la această masă se află și președintele Consiliului Regional Cernăuți, domnul Mihai Gănicen. Vă spun de ce. A fi ales de noi și de a fi foarte bucuroși că avem și noi un reprezentant al nostru în conducerea de vârf a regiunii, domnia sa este și el și a fost diplomat. A lucrat la ambasada Ucrainei de la București. Întinderea relațiilor economice ale Ucrainei cu România și dacă ar fi tot atât, toți diplomații și toți conducătorii noștri de regiune ar fi de toleranți, de echilibrați și de înțelegători, dar bine ar fi în lumea aceasta. Domnule Gănicen, vă rugăm să spun dumneavoastră câteva cuvinte despre întâlnirea de astăzi, despre prezența domnule ambasador aici în Mulțumesc. Președința, domnul viceconsul, îmi pare foarte bine că participă un eveniment important. Am un dezavantaj, că încă n-am știut ca să explice. Totuși, este foarte interesant, dacă cândva cineva a spus că cum o găsim nepăneați, totuși se poate, este posibil și este o probă foarte, foarte interesantă. Dacă și de carte, poate să ceva așa discuta, că sunt... Avem posibilitatea. Da. Cu plăcere. Da. Știți, când am venit în 94 în România, în calitate de diplomat și am avut un COVID la un nivel înalt. Și un funcționar înalt din România a spus că noi suntem foarte diplomați că avem pe cineva între noi și Rusia. Cum spun, toți suntem foarte bucuroși că avem cineva între noi și China. Da. Nu cred că este posibil de analizat Rusia fără Comunitatea Europeană, fără Statele Unite. Nu cred că chinezii au un scop numai să intre în Sibirie. S-au făcut lucruri ciudate. Părerea mea că, dacă analizăm istoria noastră, Rusia ar trebui să-i pune Brejnev un monument în centrul Moscovei. De ce? El a fost absolut conștient că tot ce s-a făcut potențialul nuclear a Uniunii Sovietice s-a făcut contra Statelor Unite. Nu s-a întâmplat așa. Așa cum a spus și domnul Serebrean. El, potențialul este acum. Dacă nu avea Rusia contemporană, nu avea potențialul respectiv făcut de Brejnev, chinezii, cred că erau undeva pe Ural. Am citit tot un general rus care a spus că nu, adică nu contează, adică nu poate să fie, nu poate să fie nici o victorie rușilor, că au ruși și chinezii la linia frontierei. Chinezii au 2.200.000 de soldați, ruși au 120.000. Tancuri chinezii au în 10 ori mai mulți, avioane în 15 ori mai mulți și așa și așa. Și spune că dacă se întâmplă un conflict, problema este cum chinezii ori ieși pe cei ruși cu care trebuie să facă război. Dar este altceva. Este un potențial nuclear care China nu va putea depăși nici peste 20 și peste 20. Și când va putea să depășească, tot avea ce să pierde. Nu prea. Este mai mult complicat situația respectivă. Nu pot să spun că știu bine rușii, dar până în 91, cu automatizare, m-am primlat mai mult prin Federația Rusă. Am fost, cred că, și în Kamchatka, și în Sahalin am fost și în Karelia, cred că am știut o Rusie destul de bine. Și cum a spus Churchill, că Rusia niciodată nu a fost așa de puternică cum o vrut să fie, niciodată nu a fost așa de slabă cum o vrut să o vadă cineva. Asta trebuie să ținem noi în cont și, din păcate, acum știm și prin experiența proprie. Cred că este o carte interesantă, cred că o citiva destul de repede și cu plăcere discutam. Îmi pare bine că dumneavoastră ați făcut prezentarea. Cred că merită să fie cartea respectivă.
Consiliul Public din Țară, nu numai din cei care pot citi. Mulțumesc!